Era interbelică. E ceva cu totul deosebit Chișinău de altă dată, anul 1932-33, pe care noi nu aveam cum să-l știm, să-l cunoaștem. Și același lucru remarc și la tine. Deci între pauzele comentariilor sau cei ce mai remarcai tu câte niște nuanțe care prind. Dar uite-te că asta vroiam chiar să mă verific. Odată eliberat de această grijă, decid să plec până în cer. Mă voi întâlni cu Octavian Țicu, dar și cu Mihai Burciu. Dacă nu cumva au uitat de înțelegerea anterioară. Câteodată moldovenii sunt campioni la astfel de lucruri, ori la pierdut timp. Am terminat azi relativ repede la Moldova 1, partea birocratică. Îmi dăduse în întâlnire și Andrei Arcadi Zaporojanu, la 5. Eu propusesem la televiziune pentru că eram în zonă. Arcadi a uitat însă de mine. L-am sunat la vreun sfert de oră după 5. Uitați cu totul. A dorit să lăsăm pentru mâine. Nu știu însă dacă îl voi întâlni. Am terminat azi relativ repede la... Deci asta este, că s-a reluat. Și un moment, ca să nu zic așa, ai asimilat atâtea lucruri încât ai asimilat și o sumedenie pe care nu mai trebuia. M-a surprins faptul că ai prins extraordinar de repede slang-ul nostru local, sau, cum spunem noi, vocabularul lui static. De exemplu, padrugă, de ce tormozești, măi, domnule, cei ce bănui eu, nu ai remarcat corect, pentru că altfel se spune la noi, tu ai spus numerea corectă, domnule, la noi se spune altfel. Așa că aici ai... Am greșit aici. Aici e greșit, da. Nu, ai vrut să fii prea științific, da. Da, am rugat-o pe Zinaida Jioară să dea niște bilete pentru niște drugi de-ai mei. De acum ți-ai făcut și drugi. Eu îmi amintesc de fraza asta, drug, când îmi făceam studiile la Tehnicul de Educație Fizică, mă tachinam unii cu alții și aveam un prieten care îmi plăcea să-i spună, măi, ce drug prost mai am, la care el răspundea, da, drugul drugului tău și drug prost are. Deci tot în adresa mea cădea. Te descurci bine cu ugaloc și ugaloc, cu nu s-a primit, cum spun moldovenii, uneori chiar sunt niște situații totul ilare, cu pricălit, nici eu nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta pricălit, nu știu că îl folosesc. Mi-a plăcut fraza asta, cum se alege praful dintr-o intenție regizorală, cu arhiereu, când tu trebuiai să intre cu mingea pe o parte și el pe cealaltă și v-ați pornit amândoi împreună, ca Cicicov cu Manilo. După asta chiar am, poate din grabă, descriciile pe care le, sau descriile pe care le faci sunt interesante. Baza sportivă Zimbru, soarte. Frunzele rămân nemișcate în nuci. Ce frumos miroase totul din curtea interioară la televiziune. Foarte deschis, așa că nu mai e nevoie să-l trezesc pe pază. Eu nu înțeleg, tu ai adus cheile la lângă nucii din cac. Care a fost? Pentru că n-am înțeles dacă sunt nuci la Zimbru și paznicul te aștepta, ce căutau tei din televiziune. V-a sărit vreun fragment, deoarece mi-aduc aminte perfect, am spus acolo că Euro 2012 pentru mine va fi unul cu aromă. De nuci la Zimbru și de tei în curtea televiziunii. Și de-aia și titlul cu aromă de viață zi. Pentru că mi-ai trimis varianta electronică, se vede că ceva a scăpat.
În rest totul este pe fond. Ce vreau să spun? Ca să finalizez. Și asta mi-a plăcut cel mai mult. Mă simt ca într-o echipă. Mă bucur că oamenii sunt deschiși și mă primesc și privesc ca pe unul de-al lor. Când pot merge mâine la caserie, urmărim împreună evoluția atleților moldoveni și român de la campionatele astea. Mai trecuse o zi, iar povestea mea despre Euro-Moldova se apropia cu pași repede de final. Mă încerca un sentiment ciudat, paradoxal aș spune. Doream să mă întorc acasă, însă parcă doream să rămân și aici. Mă legasem de oamenii din jurul meu, de preocupările mereu dinamice și care îți ofereau posibilitatea de a face întotdeauna ceva nou. Mă simțeam comentator cu un eveniment de anvergură, Euro 2012 la dispoziție. Mă consolam doar cu gândul că vine repede și Olimpiada în această vară, mai fierbinte decât un creuzet vincez. Olga e nerăbdătoare și ea să mă vadă acasă. A stat atâta timp singură încât acest sacrificiu al ei nu poate fi trecut cu vederea. O încă o posibilitate de a-i mulțumi public că îmi acceptă nebuniile mele copilărești. Dar ce ar însemna oare viața fără bucurie jocului? Ar mai rămâne oare bărbații doar niște copii? Plec de acasă ca să merg acasă. România și Moldova se contopesc într-o mine. Ce frumos! Asta e finalul cărții. Dar aici s-ar mai cuveni o remarcă. Noi am avut, într-adevăr, momente dificile. Și faptul că spre mijlocul acestor transmisiuni, explicația trebuie să o fac anume eu, a trebuit ca Dumitru Chitoroagă să plece la să facă transmisiunea în direct. Eu cred că decizia mea a fost absolut corectă, pentru că Dumitru este un comentator bun și pe el cădea toată responsabilitatea eșecului în caz că nu ne reușea această transmisiune. Și parcă am privit în apă. Eu îl laud pentru curajul de a-și asuma această responsabilitate. Pentru că îi spuneam o singură dată, măi, tu ești sigur că poți face transmisiuni în direct de la telefon de pe tribune? El a spus, da. Și când și-a dat seama că nu mai este chiar așa, s-a descurcat mai mult decât onorabil. Nu știu ce a făcut, dar a găsit cabina. Și numai din cabină, de acum asta va fi de învățătură pentru toți. Numai atunci, cu mijloacele noastre nefericite, noi nu puteam arenda o cabină de 1000 de euro. Dar s-a descurcat în acea fază mai mult decât bine. Și în același timp eram foarte liniștit că Frisk stă în rezervă și întotdeauna îl poate acoperi. Și Frisk, ca un adevărat profesionist, s-a pregătit poate cel mai bine pentru acel meci pe care așa și nu l-am mai comentat. Dar asta îmi da siguranță. Erau doi oameni în care nu aveam cum să ratăm. Și fără doar și poate că pentru mine Euro 2012 era ca o etapă de verificare pentru Jocurile Olimpice. Pentru că dacă comentariul la fotbal, mai mult sau mai puțin, mai poate fi acoperit de cineva, Jocurile Olimpice, jocuri la o competiție polisportivă, universală, unde trebuie să ai cunoștințe mai mult decât solide, ar fi fost de neimaginat fără prezența lui Cristian Fris. Și iată împreună cu Dumitru și cu întreaga echipă, ați făcut o prestație nemaipomenită. De aceea te mai închideam noi la Zima, dacă era posibil, să mai scrii o carte cum am transmis Jocurile Olimpice. Dar te asigur că altă dată te închidem și nici mâncare nu sunt până la termin. Îți mulțumim, prietene, pentru această carte și eu sunt mai mult decât sigur că asta este doar un început. Ceea ce ai făcut, ceea ce ai dat dovadă de înțelegerea pe care
oare o instituție publică să știe cea mai bună televiziune din Republica Moldova este Moldova 1. Cu toate deficiențele pe care le are. Iată, acum am profit de această ocazie, am constituit, am format direcția programelor sportive, sport și radio, împreună și credem că saltul acesta se va produce neapărat. Iar tu ai grijă de Olga și fă tot posibilul ca să o vezi mai des, să te inspiri, ia un studio, am înțeles că asta te-a îndemnat și Paulina Condrea, de să o văd, vreau și eu să o văd, dar să nu te speri că eu o să mă uit așa cu ochii părintești, cum ai spus tu acolo. Și ultimul moment pe care l-ai remarcat și mi-a plăcut foarte mult, aceasta a fost ședința noastră de adiunul Matei, doar atât cântatea aceasta e comis o mică greșeală, bine că nu știe nimeni, m-ai făcut președintele instituției publice, ce este absolut incorrect. Era o anticipare. Era așa, așa. Doamne ferește, încă... Nefericită anticipare. Da, încă să mai ajung pe un asemenea scaun electric, nu-mi trebuie și... Eu sunt foarte fericit că m-am reîntors în echipa mea pe care o iubesc foarte mult. Fiecare în parte sunt niște oameni deosebiți și începând de la asistentul de regie, reporter, redactor, prezentator, poate că nu este și Olivia pe care o băgam în tot. Dar ce se face? Vechi la tine așa spun în asemenea împrejurări. Dixie e salvave anima mea. Așa că am spus și mi-am ușurat suflet. Mulți ani înainte, multă fericire și treci peste dicționarului statului, uită de lucrurile astea, pentru că lucrurile proaste se învață tare. Îți mulțumesc! Și vă mulțumesc că a fost o cuvântare extrem de vioaie și de plină de esență. Mă bucur că ați remarcat faptul că la mine identitățile se contopesc și chiar așa și vrea să mă vadă lumea. Nu-mi voi renega niciodată originile, m-am născut, am crescut, am fost educat în România, dar Moldova, așa cum scrie și în carte, e patria mea de adopție. Din diverse motive. Nu e cazul să existăm asupra lor acum, dar eu așa mă simt, român jumătate, moldovean cealaltă jumătate. Dacă astea două fiți vreodată diferite. Nu, deci toate împreună fac tot român, la pătrat. Chestia cum stăm în altceva, deci nu deficiență, dar handicapul în raport, eu l-am resimțit de exemplu deodată. Octavian a făcut studii de istorie la Universitatea Cuza din Iași și lucrurile la el s-au limpezit. Tu te-ai născut și ai trăit în alt mediu, mediu lingvistic, care te formează și te ferește de am primit, s-o polucit și așa mai departe. Deci, dar în rest, vreau să spun că colegii tăi de aici, din Basarabia, accelerează și merg cu pași rapid. Eu cred că o să ne descotorosim. Nu generația asta, cealaltă, mai repede de calchier, pentru că sunt foarte multe. Și eu vă mulțumesc. Mă bucur de asemenea că domnul Josanu a remarcat faptul că eu scrie precum Chirilă. Bine, acum mi se pare că e un pic supralicitată valoarea mea ca autor, dar chiar așa mi-am și propus să fac ceea ce făceau Chirilă și Turbescu, adică să scriu și să comentez. Sigur că nu cred că am reușit să egalez pe vreo unul din ei, dar măcar am încercat și eu m-am simțit foarte bine în acest mediu. De asemenea, ați vorbit de Jocurile Olimpice, care au fost evenimentul principal al verii, chiar dacă Euro 2012 poate a avut o audiență mai bună, așa că următorul vorbitor mi-ar plăcea să fie domnul Popușoi.